Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În mai 2023, nu ar trebui să te bazezi pe rezultate rapide. Fă-ți un plan clar și realizabil și apoi continuă să te miști calm în direcția aleasă. Saturn continuă să te împingă în tranșee, încercând să-ți deschide ochii către o abordare diferită a vieții pe parcurs. Drept urmare, uneori te simți bine, dar alteori ești descurajată de optimismul scăzut. Sprijinul pragmatic de susținere al energiilor Taurului și Racului este chemat pentru a te ajuta să faci față acestui lucru. Ele te ajută să găsești resursele de care ai nevoie pentru a satisface cerințele lui Saturn și ți oferă stabilitatea pentru a evita luarea unor decizii proaste. Dar, pe lângă aceasta, ajutorul trimis de sus nu va strica. Materializarea ajutorului de sus este Jupiter, planeta ta norocoasă, mesagerul dezvoltării, care se află în zodia Taurului din 17 mai. Jupiter deschide ușa către noi oportunități care s-au dezvoltat deja. Dragoste. Influența lui Saturn îndreaptă atenția asupra zonei iubirii. Ca urmare, privești situația dintr-un unghi strict și pesimist, uneori cu un grad excesiv de critică. Din fericire, energiile planetelor prietene te ajută să-ți schimbi atenția. Cu ajutorul lor, vei întâlni oameni care te pot convinge. Sfat. Când simți că evenimentele prin contur, privește situația din exterior, cu puțin optimism, acest lucru te va ajuta să înțelegi semnificația acestor evenimente, precum și acțiunile pe care trebuie să le întreprinzi pentru a te calma. Luna aceasta, fecioarele ar trebui să renunțe la orice exces. Abține-te de la alimente grase, carne afumată, produse de patiserie cumpărate din magazin. Ficatul și stomacul vor necesita o atenție deosebită, mai ales dacă există boli cronice. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!